Bun găsit, stimați concetățeni, oriunde ați fi, acasă sau peste hotare. Adunarea din 3 noiembrie de duminică din Piața Marii Adunării Naționale nu este altceva decât o șmecherie banditească pusă la cale de Filat și Plahotniuc, care, sub lozinci de integrare europeană, vor să dea acoperire tuturor crimelor pe care le-au săvârșit aceștia în 4 ani de guvernare. Retragerea silită a lui Plahotniuc din viața publică, politică, din Parlament, nu este altceva decât o dovadă că, din cauza eșecului politic pe care l-au partidele de la guvernare, acțiunile pe care le vor întreprinde în continuare pentru a se menține la putere după acest an electoral vor fi acțiuni periculoase pentru democrația și parcursul european al Republicii Moldova. Iar manifestația din 3 noiembrie este organizată premeditat pentru a face transfer de importanță și de alternativă a procesului de integrare europeană asupra planurilor lor oscure pe care le pregătesc acum pentru anul electoral care vine. Ori, în momentul în care Republica Moldova este în mare primejdie pentru că este guvernată de mafioți și dorită de comuniști, alternativa nu stă în parcursul geografic, pentru că calea spre dezvoltare, calea spre democrație, calea spre o viață decentă și civilizată este una singură, cea spre Uniunea Europeană. Problema stă în forța politică care să fie capabilă să facă ordine și dreptate în acest stat pentru a aduce o viață europeană și nu pentru cetățenii acestei țări și nu manifestații de piață, pe piață de timp comunist, așa cum se făceau altădată pe 1 sau 9 noiembrie. Ce sărbătoresc ei duminică? Furturile pe care le-au făcut timp de 4 ani de zile? Ce sărbătoresc ei? Pericolul revenirii comuniștilor la guvernare din cauza incapacității lor și nedorinței lor de a face ordine și dreptate în această țară? După 22 de ani de independență, reușita acestui stat este că doi parveniți au tupieul să îndemne cetățenii Republicii Moldova să vină în piață duminică lângă ei pentru a susține un ideal care nu le aparține, care nu trăiesc, care nu au idee ce înseamnă asta, să vină alături de ei și să susțină idealul de integrare europeană. Deci, după 4 ani de eșec al guvernării acestui stat, în care demnitatea omului a fost pusă la pământ din nou după ce s-a ridicat în 7 aprilie, după ce drepturile și libertățile cetățenești au devenit ostatice unor criminali cu putere de stat, după ce au furat și au vândut pe ascuns ce a mai rămas în acest stat, după ce au călcat în picioare principiile de aderare la valorile europene, acești înși îndeamnă cetățenii Republicii Moldova să vină în piață pentru a susține în frunte cu ei parcursul european al Republicii Moldova. Ar fi de râs, stimați concetățeni, dacă nu ar fi atât de trist. Cine se cred oamenii ăștia? Ei cred că cetățenii Republicii Moldova sunt proști, că nu realizează în ce capcană îi atrag, că nu știu ce au făcut ei toți acești 4 ani de zile? Că în loc să vină după 4 ani de guvernare cu rezultate concrete în fața cetățenilor, pași pe care i-au implementat pentru a se apropia de standarde europene,
ei vin cu lozinci, ei vin cu chemări și cu acțiuni de PR pentru a acoperi toate fără de legile pe care le-au făcut. Mai mult decât atât, acești înși, văzând că au pierdut puterea politică și încrederea oamenilor, recurg la metode chegebiste de a aduna lumea în piață, dând indicații la directori de instituții și întreprinderi de stat să oblige angajații să vină, prin semnarea listelor de prezență la serviciu în acea zi, la instituție, după care să vină în piață. Astea sunt valori europene, astea sunt standarde europene de acțiune într-un stat? Să mâni oamenii ca pe niște vite în piață după ce i-ai dezbrăcat și flămânzit 4 ani de zile? După ce le-ai luat orice speranță că în acest stat mai poți să-ți ții familia? Și mai sunt încă din ăștia naivi și idioți de serviciu ai actualelor guvernanți și criminali care vor veni benevol în piață pentru a susține aceste lozinci de integrare europeană a criminalilor, care au tupeul de a îndemna lumea să vină în piață amenințându-le și învinuindu-le că dacă nu vin duminică în piață, înseamnă că nu sunt pentru integrarea europeană, ci sunt pentru integrarea euroasiatică, înseamnă că ei se plasează pe cealaltă baricadă. Da, voi pentru ce ați luptat toți acești ani? Pe care baricadă ați fost voi până acum? Pe baricada criminalilor? Pe baricada pe care ați mușamalizat prin discursuri publice și declarații acești criminali? Nu vă este rușine acum să amenințați și să catalogați cetățenii pe care baricadă se pun dacă nu vin în piață? Oare acolo se face integrarea europeană prin astfel de acțiuni? Așadar, după logica acestor impostori, cetățenii trebuie să vină pe locul unde și-a dat ultima răsuflare un reprezentant al tinerilor din 7 aprilie, Valeriu Boboc, generație care și-a exprimat atunci dorința de a trăi într-un stat liber și de a rămâne acasă pentru a prospera, pentru a crea familiile aici. Deci trebuie să vină în acel loc să-i aclameze pe acești impostori. Deci trebuie să vină să-i aplaude pe Filat și pe Plahotniuc pentru faptul că, în mod deosebit pe Filat, că Plahotniuc n-are treabă. El și-a, după ce a plecat de la Voronin, a venit încoace și tot cu aceleași scopuri. Dar Filat a promis public altceva atunci, în aprilie 2009. Și pentru ce să vină acum cetățenii? Să-l aplaude pentru faptul că Voronin și echipa sa de papuci sunt acum la libertate pentru crimele care le-au săvârșit pe timpul guvernării și în urma evenimentelor din 4 aprilie, pe acel loc îi cheamă Filat acum să aplaude că Zubic, Mijinski și Gurbulea sunt în serviciul lui Plahotniuc astăzi și îl consultă în continuare în realizarea atacurilor Raider și a planurilor de furt din această țară. Asta se aplaude cetățenii duminică. Să aplaude faptul că Banca de Economii și Aeroportul Internațional Chișinău au fost furate și vândute pe ascuns? Să ne bucurăm? De ce, duminică, de suferințele atâtor sute de oameni care sunt purtați prin instanțele de judecată și batjocoriți de acești sătui judecători care au tupeul să-și afișeze tot aurul pe mâini în fața sărmanilor, oameni care își dau ultimul ban din casă ca să ajungă la Chișinău să-și găsească dreptate la curtea de apel și să pomenească că ședința s-a amânat. 6 ani de zile oamenii
umblă pe drumuri. Și voi acum să-i chemați în piață? Cum credeți că puteți să vă permiteți o atare bătaie de joc? Să ne bucurăm de bătrânii care trăiesc cu 3 cartofi pe zi, care nu au cu ce se încălzi, de asta să ne bucurăm noi? Miroase urât, tare urât, această adunare de duminică. De aceea vă îndemnăm, stimați concetățeni, să nu ieșiți pe 3 noiembrie în piață, să nu ieșiți să vă murdăriți de acești criminali, de mizeria acestor oameni. Să nu ieșiți pentru a deveni părtași ai crimelor acestora, care le-au făcut 4 ani de zile vorbind lucruri frumoase, public, și făcând cele mai urâte și cele mai neadmisibile acțiuni prin actul guvernării, într-un stat care se declară pro-european. Noi încă nu avem ce sărbători, ci dimpotrivă regreta că realizarea acestui stat după 2 decenii de independență este ca 2 mârlani, 2 paraziți să ne cheme în piață să-i aclamăm. Acum 22 de ani în urmă, atunci când s-a declarat independența acestui stat, toate pornesc de acolo încă. Acei oameni n-au realizat ce responsabilitate le-a revenit, așa cum n-au realizat nici ăștia în 2009. N-au realizat semnificația acelui act de independență. Mai rău, ei n-au avut un vis ca fiii acestei țări să trăiască în libertate și bunăstare în acest stat. Asta era menirea lor. Și la ce am ajuns noi acum? Ca fiii și fiicele lor să fie la conducere prin stat, să creeze aceleași clanuri politice, după cum se întâmplă și în sistemul de justiție? Să ajungem ca doi bandiți din drumul mare să ne decidă soarta nouă? Și să-și bată joc de demnitatea oamenilor? Iar cei mai activi cetățeni din țara asta, cei mai capabili să ia drumul străinătății pentru că nu se pot regăsi în țara lor, pentru că nu li se oferă șansa de a se dezvolta și de a pune umărul la construirea unui stat puternic și prosper. Nu o să mă mir dacă la tribuna criminalilor o să compară duminică și foști 2 președinți. Că au pentru ce, trebuie să-și susțină odraslele. Și al treilea, care nu mai înțelege zi sau noapte, e mereu un somn cel veșnic. Tot de ce s-a putut îngriji este să ridice salariile căleilor din justiție care își bat joc de cetățeni. Pe ăștia să-i aplaudăm duminică și să-i susținem. Țara este în primejdie, guvernată de mafioți și dorită de comuniști. Nu aceasta este sarcina noastră, să venim să-i aplaudăm pentru primejdia în care ne-am pomenit din cauza lor. Noi trebuie să ne strângem forțele și să facem tot ce ne stă în puteri pentru ca țara noastră să devină mândră pentru faptul că reușește să-și apere fiecare cetățean, reușește să-i asigure toate drepturile și libertățile care îi revin constituțional, că reușește să se scoată din mizeria aceasta acest stat și să aibă un sistem curat de conducere, de justiție, astfel încât să fie capabilă de a face parte din familia europeană. Stimați concetățeni, lupta pentru integrarea europeană în Republica Moldova până acum au dat-o doar partenerii noștri europeni,
Summitul de la Vilnius este o mână întinsă către cetățenii Republicii Moldova, către Republica Moldova ca stat, însă partenerii noștri europeni nu pot da mâna cu mâna celora care este mână murdară de crime. Nu pot doi oameni care au tăinuit un omor a unui tânăr din pădurea domnească să ne servească drept lideri, drept promotori ai valorilor europene. Noi nu putem, noi suntem creștini, noi nu putem să stăm pe același loc sau la aceeași masă cu criminalii. Noi trebuie să reușim și vă îndemnăm să ne alăturați acestei forțe care se ridică din cenușă, care este Mișcarea Populară Antimafie, care are agenda sa și nu va face niciun compromis niciodată cu criminalii. Să vă alăturați acestei forțe care are agenda ei, care duminică va fi la Cimișlia, în sala de ședințe a primăriei, unde ne vom întâlni cu concetățenii noștri pentru a construi cea de-a doua republică. Niciun criminal nu va fi la putere în cea de-a doua republică. A doua republică înseamnă CEDO la Chișinău. Și ei știu că asta le așteaptă. Ei știu că integrarea europeană deja este un succes al partenerilor europeni, iar cetățenii europeni, deocamdată doar atât este meritul partenerilor europeni. Și ei spune Filat pe Facebook, îi cheamă cetățenii să învețe și să le explice ce înseamnă integrare europeană. Cetățenii de mult, mai bine de 10 ani știu ce înseamnă integrarea europeană, fiind exilați în statele membre ale Uniunii Europene. De mult s-au atașat valorilor și standardelor de acolo. Visul lor este ca acea viață să fie aici, în țara lor. Iar voi v-ați bătut joc de acest vis. Voi v-ați bătut joc de idealul oamenilor de a da viață, de a trăi și de a realiza, de a crea în țara în care s-au născut. Așadar, pe 3 noiembrie, nu mergeți în piață să faceți galerie unor criminali. Să ne strângem rândurile, să devenim o forță din ce în ce mai puternică, astfel încât la următoarele alegeri, prin puterea votului, să le dăm lovitura. Prin puterea votului să reușim să schimbăm această clasă politică, să vină o clasă politică care să fie capabilă să administreze acest stat în interesul cetățenilor, capabilă să-și pună deoparte interesele personale. Asta este menirea unui politician adevărat, să se îngrijească prin sacrificiu de fericirea și bucuria fiecărui concetățean. Ne vedem duminică la Cimișlia. Vă zic până la următoarea întâlnire.